Și gata, ai dat drumul la leva, a început sau? Da. A început. Creșu, mami, măsi. Continuă, mă, ce ai? Ești nebun? Mai avem o grămadă de realizat. Nu am oameni pe live, hai că vine mie. Mie mi-a apărea 11. A rămas 7, sau? Bă, hai că Eu. spune că sunt 7 acum. Dar revine lumea, mă. Mai vii și tu aici? Pe CH1, odată? Eu? Nu am Da. ce. De când zici că vii. Bă, dar... Stai. Păi cât vrei să mai stau? Nu am dor destul aici. Trec prin chinuri. Oh, dar cine a venit? Hai, vreau să văd papucii aia. Jos textila, hai. Stai, frate, să văd dacă am ochilor rus. Serios? Da, chiar de jos, dar nu-i găsesc. Am mă, dă-i pe jos, că Asta. iau eu. Era un al treilea event armă. Oho, are și doi colți, gata. Nu ți mai dau. Sunt prea... Cum să zic, OP. Ce-ai făcut, mai dat mantie? Mă, bulangiule, mă. Fii atent că mor, fii atent că mor, fii atent că mor. Vezi, Cine a da, pe mine? a mai venit lumea? Oho, 10, hai că vine, mă. O, Fjord din Alpas. Păi, și ce șmecher e breaza asta, că e cea mai bună breaza de pe rău. Bă, dar chiar nu știu cum de-a dat crești așa dintr-o dată. Ce aș n-a spus? Păcat de el, știi? Era băiat de treabă. Bă, ușor că mă omori, mă. Mamă, mi-a plăcut dumă asta. Și, bă, stai că a venit pe tot, adică stai să mă omori mobii ăștia. Stai, nu, nu, nu. Nu mă atinge. Moare repede, ca să... Încerc. Vrei să adun alții, nu? Nu. Da? Vii aici pe pod lângă mine și citim SS-ul, poate merge pe... Trebuie chiar să ajung acolo. Oricum o să-mi dai eu seama dacă ți-a mers. Că o să faci ca un retard pe aici. Dă-i seama că o să-ți dea pe ultimul. Păi, vezi? Hai, tu dai drum acolo. Minte-ne că el a mers. Păi ce, nu vin lângă mine, mă? Stai, mă, să mai bat grupa asta și vin. Și cât faci dacă îți merge? Fac pe el la burtăj. A, da? Atunci hai că vin lângă tine, mă. Trebuie să dai de... Trebuie să dai ceva bănuț dacă merge. Trebuie să iau și o frăpsu. Ma. A, păi vrei să mă, să mai pe mine lângă tine, nu? Nu, mă, la nu-i de-aia, mă, păi dacă am și la G10 și la ăla, știi? Și o să am și o filmare când fac pe ora vârtej, mă, cum să nu. Filmare cu mine, nu? Bă, ieși de aici, pleacă, să nu te Haide, mă, bag acolo. Ți-a părut frapsul ăla sau? Nu? Stai că acum l-am deschis. Mă, căman. Coreghelile aici, mă. Oh. Îl dejusa viei, și... continuă. Și... Fotru-s morții. Ăla-i, mă! Stai, stai, nu asta. Băi, ce jec de om. Ce, ce... Ce om. Îți mai dau ceva? Ei, mai dau Alex, da. Ce mai sunt, da? Mai ai ceva cu PV? Nu mai am, frate. Am mai ceva de nivel mare. Am lacrimi, am rățare de oral. Laudă-te acum. Stai să mai bag și licori. Așa. Și acum să fac și level 18. Vino lângă mine, mă. Trebuie să vezi asta. Fii atent. Stai, stai, stai. Hai, mai trebuie unul. Ce că bate cu asta. Ia mănușa. Auzi, ia mănușa. Păi ție ți-a dat, mă. Să faci grad. E, da? Da, mă.
Bă, nu știu. A, sună telefonul. Aveam semnul de telefon. Ia, stai că revin. Da? Uite bine. Păi și dacă bat aici la map 2, crește gradul sau? A, semnul e când stai Africa. După 7 ani de meche nu văd ce chestia asta acum. Ce să faci, mă? Ce, n-am luat-o? Stai că n-am... Bă, am luat-o. Deci mănușa e când bat și semnul când stai afrăcat. Bine, mă. Uite, Corea acum e preocupat, vorbește la telefon. Ia auzi. 6. Fii atent, bă. Bănuiesc că ai auzit toată conversația, nu? Nu, no, se auzea foarte, foarte încet. Deci mă cheamă lumea să văd și eu cum e pe afară, cum e vremea, dacă e... Și? Jur de că închizi acum, live. Nu, mă, ce ai, mă, ești nebun? Da, dracu, ce? Bă, e ora 7, fix, hai la autorizație. Stai, frate, că am murit iar și n-am făcut nici level. Bă, tu e slab, bro. Papu, citești de vină. Bun, pare voia azi de vină. Da, mă, frate. Stai, mă, că iau arcaj să fac și level-ul. Ia de jos. Am de alea mari, mă, ce-mi dai căcaturi de alea mici. Dar astea-s mici, mă? Da, mă. Și nu mai dai nimic. Stai, mă, că-s mari. Hai, mă, lasă-i bine, mă, se adună aici. Oho, level 18. Plictiseala, mă, plictiseala ceva ce. Un Omega îl cuvă, nu te-ai gândit. O să dai și tu un live cu un facecam. Vrei să-mi vezi fața, nu? Hai că intru pe YouTube să mă uit la comentariile alea la țigănii. Hai, intru. O să mă dau pe mod că mine se tușesc. Și tușești ca un boș, te rog. Mult mai bine. Zici că ai făcut altceva, cică. Așa erai. Oare a cât să fiu, I'm sexy. Te min singur. Grigo, vreau moderator, ce să fac? Bă, Grigo, ăsta e la toți youtuberii se uită, să mă dacă te minte. Cred că e cel mai activ om pe YouTube-ul ăsta. Mai activ ca mine, care mă uit 25 din 24. Jur. Eu nici n-am auzit. Ce? N-am auzit de el. Grigo, păi da, tu te uiți la alții, tu nu, că tu nu urmărești. Tu vrei doar să fii urmărit, deci ca gay orice. Vrei să primești, dar nu oferi nimic. Sau nu? Nu știu, las așa. Ce, comparație ai făcut și tu? Hai mă, că suntem 14. 14 oameni, cât să fie? Marian Marții, ce faci? Ce faci? Creștem aici, ca nebunii. Și foarte repede. Adică foarte greu, eram foarte ironic. Da. Ai Windows 10, mă? Da. Și te-a întrebat Marian, ce faci? Păi am răspuns, mă. Tocmai ce am spus că... Da, am spus că creștem. Pe barosenială. N-a drept că n-am, nu eram atent cu el. Bă, țiganule, țiganul? Ce țigan, mă? Bă, ți-am dat 400, ești nebun, iau ce praf ești. Ce 400, mă? Uite, mă, 400. Stai că nu-ți fie mentit. Îți dau 400, mă, cu pătrunderea. O, dar vai. Gândește-te mai încolo, ce bătăie o să-ți iei. Mi-e și frică, mă. Bă, dar mi s-a făcut imaginea aia, credeam, uite, nici nebun. Mama, am dat în tine ca în Sparta. Am viața plină, ce drag zici că mi-ai dat? Am zis că dau cu 400 în tine, ce pot să-ți iau dacă dau cu 400 în tine? Și vrei să vezi că dau eu? Nu, că ai dat pe pod acolo. Ai uitat? Nu vrea cu frumuseu pe VMA, ai nasul ăla lican, că n-ai o armă comună, gen, știi? Ai numai surițele. Da, și tu mai la 30 mai sunt altă. Da, și mai ales că nu există de 5, 10,
15, da. Numai 1.30, chiar nu înțeleg că au făcut așa ca să nu facă încă un de la un inventar de arme, cred, știi, la NPC. E posibil. Nu s-a mai chinuit, știi? Da, ce mă, cât e l-o? Merem, mă, să facem autorizație. Că deja e plătit sale pe aici. Hai, mă, să mergem să facem autorizație. Am dat... Hai, băieții, nu-i la autorizație. Uite, vine aici Chiol, în caz de vine vreun... Băi, eram o dată, fiind, era un ninja de 100, știi? Asta așa. Ceva. Și păzea un metin în labo, știi? Și m-a dus frumos cu mistreț, cu alea l-am bătut, nu m-a apucat să mă moare, știi? Că dădeam lucra de pe cal, nu știi rata skill-uri, înțelegi, știi? Bă, și de la sfârșit, îmi dă la atac fulger și mă periți, frate, când am spart metin, nu știi, m-a omorât. Și închiși ce, mă? Din atacul ăla, spirit, e pica lui card. La level 105 sau ceea de gen avea. Wow. Și dintr-un skill, nu știu. Am făcut și screenshot, dacă nu mă înșel, dar m-am rămas așa, uai, inimor. Bă, se poate întâmpla orice. Și nu, s-a mai întâmplat asta, uite, era. L-am făcut Bart Grade 120. Eu picat cartă la metin de 25. Știi? Bă, chiar nu mă așteptam, știi, adică... Uite, vezi că este... Știu că e diferență de 10-15 levele. 15 levele. Ce-a strigat? Strigat mă că cumpără blaze de aici, de la mine, direct, nu de la tine. Cumpăr blaze. Vând 10 blesuri. Mă, dar e bine de tine, mă, că tu ai mount. Eu trebuie să mă mișc ca sărac. Vrei să zic și cât am? Am istoriți, am cal negru, am dragor, am... Ce mai am? De-asta... lup, mai am și autorizații de mistreți prin depozit, am tot dragi. Sal ce level ai? 55. Doi că au bucata, dau cu doi blesuri, că altfel nu mă duc. Deci ai și sigiliu de ăsta de mistres? Sigiliu? De drag, ești nemo, crezi că îmi permit așa ceva? E sărac, nu? E sărac, da? Da, ca săraci. Nu merge, dau negoți. Ba da, merge. Păi dacă aveam level 20, puteam să-l folosesc. Asta nici măcar nu e meu aici, nu? Ce? Nici măcar nu e meu. Bă, dar am zis că mergem la... Păi nu contează. La autorizații, frate, păi nu la... Nu trebuie să spargem metine, mă? Păi, dar vii cu mine în munte. Sau nu, vii la voc, e mai simplu. Și stai la voc și o las pe jos, când pic. Știi? Le faci tu, mă? Păi, da. Și poți să le iau? Păi, dar... Păi, de ce zic? Mai omoră și tu mobiști. Hai că vreau să spar metinul ăsta. Mă simt așa în formă și vreau să-l sparg. Îți ia 4 ani să bați metinul, am? Bă, 3 ani și jumătate, te rog frumos. Dacă ai cont level mic, trebuie să time up 2 și pentru auto la bestie și metine. Bă, am un cont de 35 pe schimbă și pot să pun și petul și itemele și alea, dar milene, mă, chiar milene. Bă, să fii pregătit dacă vin mobi. Crești player, nu crezi pe nimeni. Se doace. Ce zici, mă, să pun itemele pe contul de 35 și să stă la bestie, dar mai bine ai venit tu la noi la galben, că la noi la galben nu stă nimeni la bestie. Știi? Tu era acolo, nu fac autorizație. Bă, tu ai ceva cu bestia aia. Păi da, mă, dar la bestie sunt două în același loc, 2x6, 12 bestii plus metine, ne curcăm până le bați toate ceașurile și se respawnează, știi? Și așa bați continuu. Au, uite băieții. Așa, mă. Vezi, știam eu de ce te-am luat. Că uite băieții. Nu, mă, trebuia să fie nimă, băieții. Deci bag aura, stai, în prima secundă îi dau izbitură. Eu și-am zis. Văd. Ce zice, mă? Pulse? Nu știu, frate, dar... Și căbărâtul, măzi. Că leu e luni și restul de el. Dar chiar azi ce e? Azi e duminică, nu? Da, e duminică. E bă, ceva da. Pe platou la noi. Și de-aia mă chemase. Hai să văd, frate, cum dau un ăsta, să nu dau în tine, știi? Nu, mă, dă-i câte un hit așa, că nu mă omor, cred. Hai, mă, te las, eu mor, ia. Hai, omoare.
Ca băieții suntem. Și eu plec, ca bulangii. Uite-l. Nu pleacă ăștia, mă. Ăștia sunt ca cancer. Ca și cancer. Așa. Îmi trebuie să facem și noi cacofonie. Ren, auzi că e, că a zis Chiol că e pe Ren azi. Să fie și pe el de Ren. Ia, bate-l și pe ea. Hai. Bun. Ce amuzant e. Ren, dar ajutam, adică gen 2 ore de drop. Ia, mai bate o dată. Da, știi ce, n-aș pare că ei s-au băgat peste noi. Bă, dar nu mai termină, frate. Îmi place, știi, că te dau un ca jumate cu ritmul ăsta pe vreme. Și n-am alchimie. Bine. Să fii pregătit să-i omori. Hai, dă-le, dă-le, dă-le. Bă, bă, nu și mie. Oricum, dacă le pica autorizația, le omoram. Deci, le-am autorizația. Și zice. Hai, mă, ține acum după ei tot mapul și omoram pe tine. Cu lupta de pe cal. Altă-i, hai. Bă, mai cade unul. Unde celălalt? Au fugit bulangii, ia uite cum fuge. Vin după tine, băi. Doamne, ce om. Hai că mă duc mai departe, mori. Să caut unul de 15. Mai stăm aponul sau? Mai stăm unul acum, poate mai găsesc și unul de 15. Că la merge mai repede. Hai că dacă ies caut eu. Dar bănuiesc că sunt ăștia pe aici și cred că au căutat ceva. Ce e drept să spargă ăștia, vezi că rost a foame. Mi-am dat un 3 jumate, frate. Și am făcut SPVM fără aură, fără alchimie, ca băieți. Ce ai, mă, fi, dar te pui la mintea lor, nu? Nu știu, dar se băga peste noi, gen, știi? Că nu se băgau, n-avem treabă. Mai că eu caut de neîndreptă, știi? Mă duc și pe insula aici. Dar ce repede merge dinozaurul ăla? Și e amuzant așa când merge. Ieri mi-a picat, n-am avut din asta din octombrie, de când m-am apucat de vătii. N-am mai avut din asta. Niciodată n-am pus drop cu lor. Și m-am dus el la lor, zic să fac grad, știi? Și boat-o lor, deci știam cât era, boat lor, pică dragor. Ce drag? Bă, pe unde ești? Top aici. Pe insulă, nimic. Uite, te văd. Ești în spatele meu, sau? Da. Ia uite, băieții. Poc, luptă de pe cal. Băi, am luat aici spre pescar și mă duc la biolog să văd dacă se menține, tu iau-o în jos dacă ești. Mi-a spus că n-ai cald ala și dacă te băgai când era cupele alea înghețate să-ți fi luat și tu cald de la negru, știi? Dar ce a fost și la cupe de înghețată? Eu știu că a fost prima oară la niște mănuchiuri din alea sau ceva de genul. Erau ceva fructe. Fructe, da. Și ce a fost și la înghețată? Sau? Da, și acum luai 100 de înghețate, de cupe. Și te dea un cald de 7 zile. Știi, dacă dai multe cupe, te dea mai multe zile, știi? Gen 200 de cupe erau 14 zile, 300... Uite, găsit aici un metin și îl bate unul de level 9, ce zici? Și are jumătate de viață luată. Dar e acolo la alea 3 steaguri din partea stângă a hârții. Lasă-l, mă, să bat! Lasă. Uite, mai un metin de level 10 aici, lângă. Un pic mai jos. Hai încă. Unde trebuie să vin? Deci, unde s-a alea 3 steaguri din stânga, unde e tigrisul? Mă, tu mai acolo vrei să mă duc eu? Hai, mă, frate, că ți-a apăr eu. Zici să vină la galben, m-am doi. Mi-a dat cineva pe noi. Și că dropez și eu cu asta mi. Mergi, mă, dar ce, până te duci tu la galben? Ce ai, mă, vrei să-mi bătrânesc pe drum? Mă, gen dacă... Mergeam la bot, tot făceam una, știi? Că acolo la bot, să zicem că eu sunt regele. Știi? Vrei să mergem adică... și până la bot? Merge și la bot, dar o să mă și la o pipă, frate, că n-am fost de o oră, ești nebun. Și că core ai primit surițele. Da. Bun, astea, da. Să... Vrei să vii, că eu stau aici, să-ți apăr mitină. Bă, vin, dar mai durează ceva. Hai că vin cu o sticlă de vin. Doar cu una? A? Crezi că o să-mi ajungă? De ce nu?
Hai să ne mai uităm un pic pe level 10 ce mai treabă pe aici. Ce faci cu corepulosul? Ia uzi. Iau, sunt de astea de bine. Corepulos? Băi, cheat ai Ansula, Sola. Încă mai e chestia asta. Cu cheat ai Ansula? Acum nu, acum mai nou e să o iei sus și hai la coastă. Aia cu pozitul ăștia. Aia, da, mai aia rămas e cu cheat. șmecheră. Aia e clasică. Bă, uai, scum, am apărut ce am de level 16. E răutăcios, mamă, dar oare ce faci în viață de adus căzut? Bă, am ajuns aici. Ia-o stânga, frate. A, uite, îl văd. Mai chiar că vine Licanul din dracului. Îl iei din timp să n-ajungă până la piatră. Uite, îl bat pe core ca să-l apăr pe Derek. Au, Bă, cred că am bă, pus. bă, bă, ce, Bă, din... ce om handicapat! Bă, gândeam să-ți fac pente, știi? Și chiar am dat. Mai de una eram lat acolo, știți? Hai mă, că asta merge. Bagă-l care de viteză, dacă e. Că-ți permiți. Să știi. Hai să mai faci tu ceva XP pe aici. Să ajutăm colora. Am 29,33, ăștia nu cred că mai dă. Uite bă, Ce? cântă, îmi dă mă, și nebă. Fac 30 de minute. Hai, mai auzi mă de așa, se ține conturi de level 90 la clăuri, la event sau ceva, știi? Acolo A. la Lord. Dar așa am vrea să vin cu cont de 5 și să la medii de 10. Asta înseamnă să Să ții fii la itemele tale, să să fii te mafiot. respecti, să ai demnitatea ta. Dau și un heal, gata, cu mănușa pusă. No. Dar știi că e... Deci eu chiar cred în chestia asta. Că ai, deci dacă dă unul mai, unul de level mai mare, A în mediul picat pe tău dracu. îți face drop. Nu știu, am pățit-o de foarte multe ori. Gen, să am level 15, trebuie să ca tine așa pe farmer, cu sport plus, știi? Și vine unul de 50, de da două hituri și pică autorizație. Iată acum, stai să 444 205. Stai că asta n-am văzut damage. Știu să încarci din nou. Stai. Stai mă, că s-a dus. Stai bă, numai dacă mă omori. Bă. Ce om. Mamă, nici n-are damage asta. Mai ții minte când am de D4 ca skill-ul normal? Te răzbâne acum, a? Nu, dar stai că avem aici o prietenie, ceva, ia uite-o frate. Ce faci, man? Poate e cineva de pe live, știi? Ce ar fi să fie de pe live? Bă, dacă ești de pe live, îmi pare rău, dacă nu, aia e. Ce om, bă, dai în fete, mă. Da, un fete. Un fete cu mustață? Te-am mai zis, mi-a zis mie cineva în breaza, că zic că, hei, colegul de breaznă, țigănii, dar alea, știi? A, mă, frate, nu, dar nimic. Se Zic că, hei, bate, colegul de breaznă, și zic eu, hei, colega, știi? Și face, când mă ajungi pe mine să fac o mănușă, chestii, și zic, băi, dacă te ajung vreodată, dar zic, eu stau pe seară la pădure, că în rest nu mă joc, știi? Și zic, ai Skype, că pe Skype, știi, la pădure, să ne înțelegem, știi? Că, bă, dar, n-am, dar oricum îți băiat. Bă, tu vezi ce se face asta, mă, te umilești. E cuvu. O fi de pe live, mă? Nu știu, frate. Dau și unia. Hai să mergem mai departe. Bă, mi-a căzut aura, mă. Iar mi s-a făcut bugul ăla, frate. Ia zi-mă, până la urmă, mergem în vale sau... Bă, dar e stresantă, frate, gata, am pins la munții. Ce, dacă mergem în vale? Da. Merge. Te hai. Unde e teleportul albaștri? Jos. O luăm pe ăla de jos sau o luăm pe ăla din oraș? Zi mă, te duci la map 2 blue, nu te duci, a? Păi, cum vrei tu, frate? În oraș e posibil să-ți moară live-ul? Păi, de ce să moară, mă, că nu moare? Dă creș. Bă, nu-mi dă creș, mă. Și că la boi e full. Ia uzi, mergem degeaba? Te bate aia. Nu mă bata. Îi zic să mai căutăm un map 1. Ce facem? O luăm acolo, pe acolo, pe jos, pe la... Aha. Igrialbi? Da, pe acolo. Nu mă bate la nimeni. Oh, ce sigur ești tu pe tine. Până ajungem acolo și ne-a dat. Bă, de ce e și unul la galben? Vezi, ăsta pare...
de asta, brazna asta. Băiatul care o are, are 5-5, mă bate din 3 hituri. Și e unul care îl bate pe el din 3 hituri. Mă ne-a zis ce bun e ăla. Ia uite pe PTE. Uite, vezi? Tu știi de faci chestia asta cu USB-ul ăla, nu știu. Dar sunt cam mulți pe aici, mă, deci e cam concurență, nu cred că o să mai găsim niciodată. Nu vezi, mă, că avem aici armată. Într-o vară târzie de 1947, ia loc un incident ciudat la Roswell. Și ține, vorbește așa, e un youtuber de ăsta și mic. Da? Da, frate, mă uit, mâine bagă episod, frate. Mâine de la ora 11 până la 2, când îl bagă, stau tot timpul cu telefonul în mână tipa... și aștept să-l face, să zic primul. Cred că tipa e după live, stai un pic să-mi bag din el. M-am doi galben, da, e de pe live. Mi-a dat și mie mesaj. Dar... și pe la galben e liber, dar... Da, dar până ajung eu la galben, durează ceva. Durează că tu n-ai nici car măcar, sau licorile degeaba. Măcar de avea un tichet de la stil. Am un tichet, am două chiar. Păi luai un tichet și luam așa încet la pas, prin deșert. Păi mă duc să iau? Păi, hai, du-te, hai că... Doamne, trebuie să mă teleportez deșert și trebuie să mă duc, trebuie să mă duc chiar în centru. Păi, hai că mergem. Mă aveți flipare de vizizul să ai acum. Am acum pe mine. Hai că mă intru și-o pe live. Mă, te prind din urmă. Să-mi zici când să-ți dau șamanca. Ce șamanca? Am vorbit pe Skype că Ito vă dă un amic suliție plus 9 de-aia Phoenix. Și trebuie să-ți dau o șamancă Phoenix level 60. Ce dracu? Da, știu, mi-aduc aminte. Ce a zis băiatul că ce primești ceva? O șamancă pe Phoenix și să dau pentru Polaris ceva. Auzi, mă, dar bagă-mă și tu melodie de fundal așa, sunt cam mortifer. În următorul. Mamă, păi cred că știi aici, mă, pe CH1 începe să meargă mai greu. Stai puțin. Magazinul e închise. Cred că o să am puțin lag aici. Închide și numele. Nume, frate. Nu cred că e foarte vizibil. Bă, închide numele, mă. Te duci după nume și el a închis? N-am închis numele, dar nu-i foarte... N-aș mă, știi? Dar mai așa un pic când schimbi cadră. Mă, ce ți-e văd culorile așa la tine? Să văd culorile ciudat, nu știu. Uite, vezi cum se vede aia din dreapta. Zici că e iluminată de farul. Bun, deci dau un deșert, nu? Bă, boss. Hai, între timp, până te duci tu deșert, eu mă duc până la bucătărie. Trebuie să mănânci ceva? Cum ai chemat niște bă, stai un pic. În ce parte trebuie să ajung? În stânga, sus. Stânga, sus? Da, știi, dreapta, sus. Hai dreapta că nu e mult. Da, am. Știi ce înseamnă o linie dreaptă? O liniuță. Bă, în partea cealaltă, pare dreapta. Bă, deci, n-ai zis că să ajung în partea aia, în stânga, sus? Da, frate, dar tu o luai așa, o culeai pe olovană, ce zic. Așa o culești mai bine. O culești mai puțin cu 5%. Vai tu, îmi calculezi și cât mi-a drum. Dă-i inelul de limb jos, bă, dă-i inelul jos dacă e... Dar chiar, bă! Bă, jur și eu tot timpul uit mănușa, alchimia, uit întotdeauna. Ce grijă aveți voi de mine. Câteodată stau afecat CH1 fără inel pe mine, crud, pe mistreț, cu alchimia activată. Cu inelul pe mine, de limbi. Hai înseamnă să fii un tuc adevărat. N-ai că revine, boss. Hai. Bă, mănânci fără mine, mă. Ce să va, frate? Face mâncare bună, maică ta. Bă, ceea ce spuneam eu, mă, așa. Ceea ce spuneam că las contul afeca fără inel pus pe mine, am și făcut. Da, ce poate să-i picie eșarfa atât, că restul personalizată, știi? Tu.
E, dar cine vine după tine, mă? A? Cine vine după tine? Eu știu, dușmanii. Dari, Mocanu, Faraonii. Aaa, ești tot îmbazat, mă. Na bine, mai revin. Dar să nu stai o oră, bă. Da, frate. Vine în jumătate de oră. Deja veneam de atunci. Hai mă, du-te acolo. Du-te, du-te să nu te mai văd, omule. Trebuie să te rogi de el să plece, că să nu mai pleacă. Cred că a plecat. Sau cred că încă mai ascultă, că așa mai face el de obicei. Uite, vedeți? Ce vorbeam? Ce om, mă, ce om. Ho-ho, în sfârșit am ajuns și noi. Să sperăm că o fi mai gol. Și că nu ne dă creș la teleport. Ai bine, mă. Se respectă. Așa, bun. Acum în ce parte merge? Stai, trebuie să bag iar inelul. Zi din nou. A, uite, deja am metin de 25, da. A, după aia. Dar am văzut un metin în partea aia. Tipa, dacă ești pe live și mă auzi. Am văzut metin acolo. Uite, vin în partea asta. Aici. Aici se află. Uite-l. E de 25, e ce trebuie. Așa, bun, hai să dăm jos inelul și să ne chinuim cu metin ăsta. Ia să vedem. Avem damage în el. Mamă. Cam scade ceva. Să ne mai băgăm astea licori versi. Am uitat. Oho, am dat un cad 200 aproape. Mi-a plăcut criticul ăla, a fost frumix. A fost pe placul meu. Ce dracu țin toate porcările astea la mine? Ăștia nu-mi trebuiesc. Ăștia de bambus au viteză de mișcare mai mare, deci o să-i păstrez. Când o să vrem să mergem și noi mai repede, atunci îi băgăm. E bun, acum am două surițe plus 9. Deci cred că una din ele o să le vând. Și strâng bani pentru armură. E fain armura asta care are 30 de valoare atacului, dar nu știu, nu vreau să-i dau la plus 7 că o să ieșeze. Adică mă aștept la asta, având în vedere ce mi-a făcut mie surițele alea. E clar că o să spargem și metinul ăsta foarte, foarte repede, pentru că avem un damage mirabolan de mare. Ia să vedem ce mai zice lumea pe aici. Ești în confă cu Adi? Nu sunt în confă cu Adi, sunt în confă cu Tupeu. Nu știu dacă îl cheamă și Adi. Dar chiar, acum stau și mă gândesc, chiar nu știu care e numele lui adevărat. Ciudat. Nici n-am avut curiozitatea să-l întreb cum îl cheamă cu adevărat. Dar se întoarce el și o să-i mai punem câteva întrebări de astea. Încă o dată, 1000, un K300. Mamă, e bine, mă, pentru level 18, eu zic că e acceptabil, e frumos cât de cât acolo. Ne respectăm. Unde ar fi norocul să ne pici și noi aici o autorizație fix la metinul ăsta? Dar îți dai seama, trebuie să ne chinuim mai mult, că nu ne dă nouă din prima. Avem noi norocul ăsta. Oho, păi, hai că merge ușor. Nu mai are foarte, foarte mult la viață. Și nu știu ce să zic, că vă plac live-urile, vreți să mai facem mai des? Pentru că n-am mai făcut un live de foarte mult timp, adică s-ar fi al doilea live. Pentru că am mai făcut doar ala cu facecam atunci. Și de atunci n-am mai făcut niciun live. Deci dacă vă plac, nu uitați să apăsați butonul de like acolo, să știu și eu că încă
urmăriți și vreți mai multe live-uri, dar neașteptabil că încă mai sunteți pe live, deci înseamnă că vă place, deci am mai trecut încă 35 de minute, prima a avut 44, deci suntem de o oră jumate cam așa, live, cred că o să mai stăm vreo jumătate de oră cam așa, dacă tot nu ne pică nimic aici și ne strofocăm degeaba la metin ăsta. Și la următoarele care o să urmeze. Stai că uitasem să bag sufletul. Viteza de atac a crescut, deci viteza de mișcare a dispărut. O să mai băgăm după ce terminăm de spar metinul ăsta, să mergem să căutăm alt metin. E foarte fain skill-ul sfâșie. Nu știu, e cel care îmi place cel mai mult la Lican. Deci are cel mai fain atac, că dă mai mulți. E cel mai bun și la PvM. Mă burfești? Da, te burfesc, ești cu gura plină. Sunt de simțit. Da, bă, știi ce, despre ce vorbeam? Bă, nu știu, te cheamă cumva Adi? Pe mine? Da. Nu? Deci nu sunt cu Adi în comp. Cristi te cheamă? Pijama, bă, băga mea. Bă, nu știu cum te cheamă. Ne știm de un an, bă, dă-te direct. Bă, am uitat cum te cheamă, mă, Cristi. Am întrebat acum unul Adi, chiar Adi. Ai mutat i-am gol de pe Scorpius? Nu. Ia zi-mă cum te cheamă. Cristi, man, Cristi. Cheamă, bă, Cristi. Am frate, că acum am pus și la țigare, acum am energie, acum am, bă, băieți, spuneți-mi toate poveștile. Păi, până la urmă, ai mâncat sau? Că... Acum mănânc, frate, așa de față cu tine. Păi am la țigare, mă, n-am pus să mănânc, mănânc aici. Și de ce nu m-ai spus direct așa? Păi, trebuie, nu-ți bier în caz, nu-mi prea mare, că e mai chemat pe aici, știi? Se înțelegi. Mai cât a face ordine acolo, nu? Da, ea e boss-ul casă. Ziceai tu că ne povestești ce mi-ai făcut tu prin perioada asta de inactivitate. Stai să văd ce mi-a picat mai întâi. Deci, piatra antirăzbăinic plus 3, omul gă. Ești la... Ai ajuns la map 2? Da, mă. De ceva timp. Hai că vin și eu. Da, mă, ce dracu are. Așa. Bun. Și n-aș fac că nu pot să mai urc pe cal acum. Bă, nu stai la bestie? A? Stai la bestie? Suntem în map 2, mă. La bestie sau? Ne plimbam pe aici. Ce bestie visezi? Capitanul bestie. A, nu. Pică și la ăla? Păi la ăla, la ăla e cel mai bine să stai, mă. A, da? Ăla e cel mai bine de pe noi, pentru că sunt doi în același loc și pică la ei. A, nici nu știam despre aia. Pică, mă, pică din 20 și vreți pică autorizația. Și bat rapid. 20? Da, mă. Păi, dar ce crezi că din metri ne pică mai repede? Adică am zile când pică autorizația din primul metri sau maxim 3. Și ce faci cu atâta? Și ce faci cu atâta? Plătim pentru viitor. O să inventez o mașinărie și o să-i scot din joc și o să-i țin la țară. Nu știu, dar are logică ce ai zis tu. Băi, ce căcat. Băi, Cristi, nu știam că te cheamă Cristi, serios. Ce să faci, mă? Ce să faci, băi, Cristi, bă, ce să faci, n-ai ce să faci. Stai nu să pun iar inelul. La orice? La orice m-a găs la portal, la... CH6. Bă, niște prieteni de familie la mine și ăștia vin cam tot timpul, știi? A, vine să mănânce, să-ți spune mâncarea. Și... Să joacă Remi, dracu. Vezi acum cât o să-ți bierea. Eram altă filmam. După aia, da. Era ziua lui taică de știi? Așa. Bă, bere, nu puteam să filmez de bătut și zberau. Toate ușile închise, frate, îmi venea să pun cine știe ce dracu, scaune pe acolo, să nu se mai audă. N-aveai, mă, ce.
Urlă ca animalele. Bă, chiar sunt faine astea, mă. Vrei și tu? Ce? O gogoașă. Gogoașă cu? Cu pula, bă, e simplu. Aia, oleu. Simplă, mă? Nu-mi plac alea simple. Bă, ești chiar bun asta. Mai ales urmele de pe tastatură de ulei. Alea sunt bază. Bă, dar mi-ai făcut poftă de gogoși. Foamă. Trebuie să-i zic numai cum ia să fac. S-a dat în cel mai rău caz, mă duc și-mi cumpăr singur. Am aici sare, frate, să pun sare pe gogoși. Cu sare, mă? Ești bolnav. Am de la... am mâncat porumb acum vreo două zile, știi, și mi-a rămas sare în cameră. Așa. Așa am mâncat azi porumb. Na, eu obicei mă coată pe zi, dar... Ce să faci? Pe unde ești? Prin ce zonă? Ce mă mănânci doar o dată pe zi? Mm. Serios? Da, de câteva luni. Știu dată mănânc de... Ce ai mă, deci... Deci când eram la școală mâncam foarte puțin, o masă, două pe zi. Bă, dar deci de când am atat timp liber, mănânc de vă 3-4 ori pe zi, bă, să-mi bag pula. Bă, nu, bine. Bă, mănânc non-stop. Ești chiar așa, nu? Da. Nu, CH6. Că am schimbat adineaura. Acum ce că mergem pe CH5. Bă, eu mă las cât am afecat, mai stau pe live, mă ulea tine. Ia, mai citești și tu un mesaj, nu ceva? Mă, no, dar am o seară, mă culcă la 8 azi dimineață, frate. Tu îți dai seama. La cât e cu camă? La 8 azi dimineață. Ce dracu' ai făcut la 8? M-am uitat la videoclipul pe YouTube. M-am culcat la vreo 5, mă jucam LOL. Na. Și am și pierdut două meciuri la rând. Apucă-te bă de cordeluș. Și că bă ăsta are voce, zici că e Adioge. Cine e eu? Nu-l băgați în seamă. Apucă-te de cordeluș și joacă și tu global, mane. Ce să mai, mai joci private acum, mă, că nu mai... Bă, încă mai pun oamenii privat, dar o să te blocheze. Da, păi dar ți le scoate. Uite, pe vechiul canal mi-a scos, mi se pare că vreo 50 de videoclipuri. Da, da, ăla, l-am tu vechi, știi, până să mă mut pe canalul ăsta. Da, 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 știu. Că aveam destule private acolo și... Mi s-a scos. Da, uite că aici n-a venit încă, știi? Bă, da, la tine poate să am fel de culori, ce placă video ai. De ce? Placa video contează. Nu știu, sunt nașpa? Da, sunt mai nasoale, nu știu. Uite, autorizație pentru Ren. Nii, mă, Renul. Ți-a picat Ren? I-a picat pe numele lui tipa asta. A, uite. Păi și ți-l lasă ție, nu? Păi cred că da. Chio Lenerul 1, auzi, carmă. Păi vezi, mă, ți-a zis eu că la bestie pică. Da. Pupeu cu vocea lui Adioge. A, sunt Chiol. E Licano de 95, mă. Da, știu, știu. Ai luat autorizația? Da, am luat-o. Și? Îți dai seama. Du-te două acum, adică gen... Poate să-ți faci calul în fiecare zi, știi? Că n-aș, parcă așa nu-ți dă niciun bonus. Dacă știi că acum, numai care de să-ți dea sigiliu. Îți dau autorizația și îți alegi tu ce bonus vrei, știi? Deci, până la urmă, mă duc să fac Renault ăsta sau cineva? Da, tu, că după aia faci tu altă, altă dată, știi? Că normal, dacă nu l-ai evoluat, nu-ți dai niciun bonus, știi? Adică poți să dai de pe el, dar nu-ți dai bonusul de care ți le alegi. Și bărbu că mă sună cineva, bă? Hai că mă dau pe mult o secundă. Bine, mă, dar o secundă să fie. O secundă? Bun, suntem 12 Gira. Persoane. Hm? Chiol e numărul 1. Păi Dana. Păi cum să nu fie? N-avem noi acum de ăsta Ren? Dar mi se pare că ține 6 zile, nu? Ceva de genul.
autorizația asta. Era fain dacă aveam sigilii. Unde la de 60 de zile de cal negru era șmecher. Că... Na, dar ne mulțumim cu orice acum, că... Având în vedere că n-avem nimic, e bine dacă primit. Ah, cine era? Un coleg de la mine, a fost coleg de fapt. Ai și colegi acum? M-a chemat afară, frate. Oh. Dar nu mă duc. Și tu? Ah, tu nu te duci? Toani, mai... ce fă? A, tu te ții tare acolo, nu? Vrei să fii fidel, nu? Da, exact. Da. Și acum mai stai la autorizație sau te-ai mulțumit cu una? M-am mulțumit cu una, mă, ce ai? A zis că mai bate și pe celălalt CH-uri și că am dat PM dacă e ceva. Uaș, cu toate ori mi-e trebuie să o cu daunul ăsta. Da. Vreau să-mi cumpăr ouă de 120, uite, arcaș brutal pe CH-uri. Am luat tot ce era bun. Bun. Ce ai zis? E arcaș brutal pe CH-uri. Păi, nu știu. Dacă el stătea mai, știe acolo, la podul ăla mic, în centru, dacă știe unde. Știe unde e podul mic? Podul Da, dar oricum o să mergem, mă pun un albastru, fac și oren ăsta și... Atunci că... nu vii, da? Nu, nu mai vin, că mai stau vreo 15 minute, să mai facem o oră. Atunci al omor, nu las la alții. N-o să mai țin mult live-ul pentru că trebuie să plec și eu. Că e zilele Buzăului aici la noi și e ceva concert pe platou și vreau să... Și cine vine la voi să cânte? Să ajung și eu. Cargo, ce că e azi. Cine? Era Cargo, mă. Cargo? Da. Cine drag e Cargo? E ceva rock vechi. Ai de pula. Și era, a fost Schizo Skills. Te uiți la așa ceva? La, adică asculti rock? Nu, frate, nu ascult rock. Ascult Fuego. Ești tu de la cu diavolii? Nu sunt atât de diavol. Stai venele în cadă? Nu, sub masă. Ăi, ce era să închid metinul? Da. Băi, cred că m-am lucrat sufletul ăla pe jos. Hai, poate ajungem și noi. La timp. La timp unde? Păi a zis să mă duc pe CH3 repede. Păi? Cred că mai găsit ceva. Oricum, brain-ul e nasol, dar totuși te ajută de început, știi? Ăla, Leo e baza. Rămâna, dacă nu e cu militar, toți celălalt e degeaba, știi? Încă o autorizație de ren. Am picat una? Da. Dar de ce scrie F? Păi ea. Pentru că e pentru fete, e pentru tine. Nu știu de ce scrie F. Te-ai gândit că poate e femelă? Da, asta m-a dus... Prioară. Asta m-a dus gândul prima oară. Băi, bine, cam două, știi? E perfect. Nici nu mă așteptam să progresăm atât de mult pentru acest live. Nu mai stai și noi 10 minute, mă. Să facem o oră în cap. Ati, a zis salut Core. Salutare, bossule. Ce faci, mă? Ce să facem? Viața e grea. Farmăm și noi ce putem. Mai murim. Mai schimbăm un CH. Tot cu munca pe meti, nu? Ia stai să vedem. Eu sunt la serviciu. Sunt bătut pe asta. Bun. Eu sunt angajat la Game Fish. Vreau să-i mulțumesc, dar nu mai e online. Auzi. Probabil că schimbă CH-ul acum. Zic că hârtie igienică 2014. E hârtie igienică normală. Hârtie igienică 2016. E Game Forge. Bă, cum ajung în cel mai repede mod la albaștri? Mă pun. Unde ești acum? Map 2 galben. Păi... trimite-te în Songpa. Nu, Songpa se numește la noi. Te duci la ăla din oraș, la deci din oraș, nu? Și e, da, și e țara aia.
La Orion? Nu, nu mai știu cum se numește la albaștri. Știu că la galbi se numește Solfa. Ping, nu mai știu cum. Nu, mă, ce ai ele, mă pun. Păi dar nu mă pun, nu mă duc, mă? Stai, trebuie să mă duc în vale și din vale trebuie să mă duc în apă, nu? Nu, mă, frate, stai că ți arăt eu că acum e o chestie, mai e de ceva timp, dar nu, dacă nu o cauți, nu o găsești. Te duci la teleport și dai pe a doua pagină și o să fie un nu știu ce. Aoleu, trebuie să mă coordonez, stai să ajung și acolo. Acolo e, te dă într-o mapă ciudată și din aia te teleportezi mapă 1, știi că așa faci, deci te teleportezi în mapa aia. Te duci mapă 1, după aia apoi mapă aia, te duci mapă 2, știi? Și așa nu mai e nevoie să faci drumul ăla între orașe, știi? E fain așa. Asta e să mai bag o licoare ceva. Uite fata aia, ai zis că vrei să-i mulțumești. Fata, dar nu e Chiol. Ba da, mă. Ba da, mă. Zică, uite fata aia. Ba, asta a fost la început până să-mi explici. Bă, ce frumos e map 2 la galben, e prea ca lumea. Acum îți promovezi regatul, nu? Tu pe obro. Salutare boșilor. Tu pe obro e... Nu, Jumbo. Cred că e meta și tu cu el pe Skype. Ții minte pe Jumbo? Nu mai ții minte. Ia de-i pe șarfa aia, bă. Ce e șarfa? Am dat unul pe chat. Șarfa, nu știu cum. E șarfa mai master? Da, deci tu să vezi de cât e șarfa. Pagua medie 9. No. E de 24%. Hai de viață, mă. Așa, bă, ce am ajuns. Și aici ce fac? Cumpărăm? Bă, du-te în spatele la ăștia, acolo e teleportul. Așa. Vreau să călătoresc. Da. Stai frate că da pe următorul. Pe a doua pagină. Și îți vezi ceva Warion sau ceva de genul. Este cetatea List Mos 1105, regiunea Dai Mani 1105. Dai ami ăla. Dai ami? Da. Și dau, da, nu? Da. Și acum unde o să ajung? Să ajungi într-o țară unde nu o să mai poți să ieși niciodată. Așa, sunt multe steaguri pe aici, am un fiar și de aici ce fac? Te duci, vezi că e teleport și acolo. Așa, e un teleport, bun. Și acolo dai mapul. Black Ionuț. Salut. Da. Blake. Mapul 1. Bă, stai cât am, frate, Blake Ionuț parcă era hater la mine, era videoclipul, ești nebun? Îți știi și haterii pe de rost sau cum? Sau nu Blake, nu Blake, dacă îl confund, frate, nu el. E ăla, mă, Ice Metzeler ăla, ăla mea, de pe Scorpius. Au rămas cu sechele de când îl băteam. Bun, deci acum mă duc la grăjdar, așa. Și poți fac ceva cu pergamentul evoluției? Nu, doar, deci pergamentul evoluției, dacă ai armatul, făcut, terminat. A. Și cu transformare, e ăla la altul. Ăla. De militar, știi. Și îi dau vreun bonus aici sau ce ai zis, că îmi cere să aleg ceva? Schimbă certificatul. Păi da, am dat și... Și dă-i ce bonus vrei tu. Putere împotriva monstrilor. Nu e, mă, ce ai? Dar ce iau? Ia putere de atac sau apărare de... Oricum îți cam degeaba, dar totuși, bagă putere. Putere, bă, nu prea întrebi mie atac. Păi și monstrii tot ai, ești nebun. Păi monștrii e mai ok, mă. Nu e mai ok, că îți dă numai 5 monștri, crezi că e cam misrețul? Păi da, e bun, bă, 5 monștri. Păi 5 monștri și așa îți dă 100 atac și 5 monștri îți dă dacă ai militarul. Sau îți dă și așa, la început? Ia monștri. Ia monștri, riscă-te. Asta e, se mai întâmplă. Islamicul flexat de pe Polaris, da, mă, da, de-aia și știam eu, știam. Uite, bă, am ren, otal. Otal, ce frumos e, ia otal. Trebuie să-i mulțumim tipului. Nita ta Renu. Ni Renu. Dai seama că e un lup imens în formă de om care credește un ren. Nu, ce logică. Și totuși, pardon,
croasta dessa de Kinege e pizza já tá no jogo, juro. Já tem que imprimir uma ofrenda. Oi, esquiva pros quatro. Oh, se vezi adormezi o sănătate și mai cuța de mult. Ei, să nu știu să-mi dai mai puțin, apoi mă dați. O cremă de față, 7 uniforme negre, niște avanoși plus 3, un colier de aur plus 5, un scut de luptă plus 0 cu ori 6, dar nu trebuie. Obiect de bijuterie, nu înțeleg de ce râzi, diamant. Eu aș fi fericit. Da, mă, fii, dar sunt fericit, mă. Ginseng roșu, asta o să-mi trebuiască noi, ai avea acolo la... militar, nu? Dracu, că eu dropez 100 într-o oră dacă iese. Mai am, da. Atâtea, da. Dropez în prostie, frate, ești nebunile, las pe jos pe toate. Stai, că nu am locuri. Ce mai dă noi pe jos pe aici, mă, ia să vedem. Uite, mi-a comentat, bă, Blake, mi-a zis că cine numește prima melodie. Prima melodie e... n-are nume, frate, că e ciorzită de la videoclip din Germania. N-am cum să-l dau numele. Core Gaming, poți spune, te rog, ce părere ai despre canalul meu de muzică, apreciez. Ce canal? Music. Vă să știi că n-am auzit. Are 4 videoclipuri și 300 de abonați. 295. Nu știu ce să zic. Stai că ascult eu un pic. Da, ascultă-te-o. Mamă, ce șmecher arată... Ai zis cum au și ăștia de la... Trap Nation. Chestia aia în mijloc și cum zboară funcția, da, da, știi? Așa are, da, și băiatul ăsta, dar arată mult mai bine. Ia zi, domnule tău, vă place? Sunteți satisfăcut auditiv? Stai că ascult. Nu-mi place melodia. Nu e cu aia, că e din aia, gen melodie de aia de televizor. N-ascult chestii de gen. Mai avem 2 minute de stat până la fix o oră. Nu, nu, deci nu o să fie nimeni, am ascult doamne, nu prea melodie, dar așa efectele, gen munca lui pentru videoclip, așa știi? E fain. Auzi, bă, ce zice Ionuț? Și că tu pe întreține atmosfera. Da. Da, mă. Bă, frate, îți băgam acum aici. Cântam. Ce înseamnă să mănânci, bă? Ții copyright, bă. Bă, nu băga, mă. Nu bag. Are coaie asta, are ăsta mustache. O băgați-l pe live, bă, știi, băga niște instrumentale, dar super șmechere, frate, și o să mă pun iar să fac o melodie cu voi. Acum să-mi dea și instrumentale, știi? Ai văzut că a scos Dani Mocanu piesă nouă? Dani Mocan. Da, Suleiman, sau ceva genul. Suleiman, ce de... Și că Core, mai poți ajuta cu ceva? Cu ce? Hai noroc toată lumea, bine v-am găsit. Eu sunt Upeu. Acum e momentul, dacă vrei să mai ziceți ceva. Păi ce, închizi live-ul? Mai stau puțin. Că și trebuie să și plec. Când eram, da, mă, te înțeleg. Stai, mă, stau și o gogoașă. Mai trebuie 6 abonați să fac 300. Duceți-vă și pe aia și faceți și lui. Dacă vreți. Are 295. Aveți și canalul meu pe acolo. Aveți și canalul meu pe acolo și nici nu apare. Cu de pe o game. Hai, meri și tu. E nu copyright music. Fii atent. O oră. O, oh, iau de la break. Știi că eu sunt DJ Mor, tu mă găsești la Gavin dacă vrei să-ți iei omorul. Am eu un episod când am cântat la început, știi? Ia uite, băiatul știe. Nu mai băiești ceva pe beat? Nu-mi bag beat-ul ăla, am făcut de la Snoop Dogg aia, știi? Și mi-a luat copyright și nu pot să-l urmărești pe telefon sau astea, știi? Și așa n-are rost să-ți cuție live-ul. Sau vrei? O maniacă, vă?
Bagă instrumentalul, hai. Nu mă, ce ai, nu-l bag. Mă glumeam, mă, ce ai zis? Asta mă întreba acum. Nu mă, știu că eu sunt DJ, DJ mort, mă găsești la Galben, dacă vrei să-ți iei omorul. Știi că mă cheamă DJ Dead, știi? Uf, la, tra, la, la, a făcut nebunul pe aur, Black, bagă, bagă. Nu uita să-mi dai like-ul ăla și o să continui până vă lua Ebola. Când mai ai pe Scorpius, da. Ce mai zici, băi, domnule președinte internațional de talie mondială? Stimabilul acum... și unicabilul domnul Core. Unicabil? Ce dracu ai nevoie la cap? Ce ai, mă, trebuie să fii cu minte din astea șmechere. Bă, cu metre și când e, dacă ar fi să-i dăm de un live, dacă vrei să faci. Atunci întrețin eu atmosfera ca lumea, dăm cu share-ul cu alea, dar să anunț, să fie ca lumea, frate. Păi da, mă, cred că mâine sau maxim poi mâine seară, că vine David ăsta, colegul meu de cont acasă și ne îmbătăm groaznic și stăm pe live când bem. Și oricum, ești, următorul live o să-l anunț cu o zi înainte sau câteva ore cel puțin. Mm-hmm. Că ăsta a fost așa pe moment. Nu știu, sper că v-a plăcut. Și aici, încheiem așa trist. Nu, mă. Ce zici? Tu mai pic cu 3000 de abonați? Da, mă, deci mai trebuie cu 80 de abonați, mă. Poate să-i facem noi într-o zi cu soare. Sau și fără soare, merge și auzi, așa. Auzi, bă, Blake. Blake, transmite și tu lui Flexatul, frate. Să-i dea și tu, frate. Să-i dea ăsta, Young-i de pe... Adică, da, mă, zis că vorbi și cu tine, cu Young-ul de pe om. Ai dat ceva cu el? Ai schimbat? Cu Flexatul? Da. Da, am schimbat. Nu știu că... El zice că te dea 2 pe 1. Nu, 1 jumate pe 1. Da. Pe 2 acum. Așa, da. Na, și eu am un băiat care are mulți bani pe asta, pe om care de pe euro. Numai că e de la 2 cu 1, știi, și nu vrea să lase la 1 jumate. Și ce ne facă rost? Ci că ești bețivan de-al meu. Ci că uite-te un pic pe Magin, vezi că o fi cineva pe lângă tine. E foarte multe chestii pe aici. Cercei de cu bucată de perle. Băi, ce dracu plouat pe acolo, în pula mea. Fiale cu aia. Da, mă, că-i... Vine vezi... și uite, mele. Nu vezi că sunt full. Păi luai fenda, că era inteligent, luai tot, de la magazin general și te ceva, frate. Ce ai, mă, mă descurc eu. Uite, imagine de cal. Unde e imaginea de cal? 4, în stânga. Dar oricum, degeaba ai dat. Ah, deci nu merge. Cal, parcă. Oricum, degeaba ai dat, că... Și de cuplu plus 3, am crezut că ai spus, mai brățară, mă lasă ochii. Brățară de cuplu? Flexat. Nimic, mă. N-are cine știe ce. Da. Băi, cam atât pentru live-ul ăsta, mă. Măi, băieți, boșilor. Ce să vă zic, că... Mulțumim că ne-ați vizionat. Și mai așteptăm și la anul. Că n-ați să facem unul fan. Hai, mai zici tu ceva, hai, te las, ai 2 secunde. Bă, băieți, cam asta a fost cu acest let's play pe live. Eu am fost tu pe alături de Core aici, v-am lăsat multă sănătate, baftă. Și multă baftă, boșilor.